Așa cum știți, am vorbit în întreaga săptămână, este turneul de la Wimbledon, în weekendul acesta se și termină. Dacă e să vorbim despre tenis, cel mai avizat în această măsură este prietenul nostru Sandy Groza. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața, Sandy, cel mai tare antrenor în viață, măi băiatele, zi așa. Aoleu! Aoleu, ce mi-ai făcut! Sandy, bine ai venit la noi! Vreau să discutăm, colegul mă ia cu Wimbledon, el se uită la Sharapova cu Serena. Na, bă, e altceva, e altă lume, povestim alte chestii. Au, nu știu câte terenuri au la Wimbledon. Colegul se uită la Măruță, cine s-a mai certat cu gardă. Din astea românești, de ale noastre, de vai șamar. Și mă uitam că, asta discutam înainte, și dacă ai fost atent, Guță are pe unul care îl freacă cu Batista în cap când merge la... Pentru că transpiră și el nu are loc de bani. Într-una ține microfonul și în asta strânge banii. Și nu se poate șterge cu banii pe cap și are un om cu Batistă. Dar e și ea o meserie, adică bine plătită. Din dedicație. Wimbledon, ce ne spui anul ăsta? În primul rând am vrut să te întrebăm, înainte de Wimbledon, că tot discutam cu colegul, noi mari specialiști în tenis, așa, de un fel de microbiș de tenis, că eu i-am zis, eu nu-i mai dau nicio șansă, dar colegul zice că cu Simona Halep. Mie mi se pare că nu are nicio... Adică e sistemul la românesc. Am ajuns până acolo și mai încolo las. Într-adevăr, Simona trece printr-o perioadă dificilă. Nu știu care ar fi cauzele. Probabil una dintre ele schimbarea antrenorilor. Contează, prea, așa prea des, prea des antrenorilor. Și în fiecare dintre jucătoare au trecut prin faza... La Sandy. Faza asemănătoare. Boris adică, Becker... L-a avut pe Siriac sau nu știu câți ani, adică de ce tot schimb? Că asta nu înțeleg. Eu nu știu cum a zis, Simona... La fotbal înțeleg, că la un moment dat jucătorii zic, bă, nu mai vrem cu ăsta. Dar la tenis ai numai un antrenor și numai un jucător. Explică-mi tu, care e combinația acolo? Este o jucătoare mai dificilă, înțelegi. Acest fisec care nu trebuia schimbat, înțelegi, jucător profesionist, adică Ionis ăsta care eu îi spuneam... Altcumva, nu-mi permis să spun pe post, că nu este domnul, el nici n-a fost ca jucător, înțelegi. Deci, dar primul antrenor care a dus-o sus. Da. De ce nu l-a rămas acolo? Eu cred că din cauza banilor. Am înțeles. Deci ea trebuie să plătească. În momentul când ai un jucător sau stabilești niște obiective, nu poți să mergi cu mediocrități. Am înțeles. Din toate punctele de vedere. Și atunci, în momentul când ai un staff, înțelegi, începând de la... antrenori, începând de la medic, fizioterapeut și din asta. Dacă n-ai un staff ca lumea, nu merge, tot schimbăm. Dar Sandy, se ridică ștacheta automat. Simona Halep, tu ești pe locul 2 în lume. Păi, despre ce vorbim? Asta este. Asta este. Fizetei lua 10% din ce câștiga ea. Plus salariul lui. Înțelegi? Păi da, dar și era unde trebuie. Nu? E dovadă. Acum este în decădere, nu știu, nu mai are încredere în ea. Nu știu, ea încearcă să lovească și mai tare. N-ai văzut că toată lumea se leagă de Monica Niculescu. Înțelegi? E, Monica Niculescu a fost felicitată de Mats Wilander pentru lovitura ei neortodoxă, adică lovitura de forehand, slice-ul ăla care înnebunește pe toată lumea. De ce? Este o lovitură de control, foarte rar îți iasă în out sau în plasă, și pe suprafața asta iarbă, mingea fuge, nu are săritură. Și dacă nu ești atent la mine, nu mai poți lovi tare, fiindcă marea majoritate a jucătoarelor și jucătoare, mai ales tare și foarte tare. Dacă te uiți, asta este. Ea vine cu slice-ul ăla de pe partea dreaptă care... Cu Sharapova, se băteau care se dea mai tare. Ai văzut și, păi bine, cum... Bine, acolo deja e mentalitatea de campion, care trece de orice. Deci Serena poți să o conduci până în ultima, să mai ai o minge de meci și să-ți întoarcă meciul. Ai văzut de el, Tuși, că totuși are 33 de ani. 33 de ani. Ai văzut ce însemnează mentalitate de jucătoare de tenis, domnule. 33 de ani, nu te-ai supărat. Și avea povară, cred că n-avea ce să-i facă ieri. După felul cum a jucat. A jucat Serena foarte bine, foarte bine. 15-0, 30-0, da. Asta nu se poate. Și asta cu enervează cu strigătele astea, nu zic guițatul, că nu-i, dacă nu-i am, de bun ton. Deranjează, măi. Ai văzut că asta foarte serioasă și concentrată la joc. Să știi că o să aibă un meci cu, cum zic eu, Buburuza. Cu Buburuza, da. Buburuza e pe val, cum se zice. Dar știi? Nu cred că nu o să bată. Nu se știe. Aici știi ce se întâmplă? Pe Tuși, adică pe Serena,
trebuie să o deplaseze, este cam greu aici. Dacă mai, încearcă, dacă o deplaseze, s-o deplaseze, mai ales pe suprafața asta, ar fi ceva șansă. Eu zic că totuși ar fi, s-ar putea ca Buburuza să ia un set, zic eu, acum. Măcar un set. Măcar un set, da. Am înțeles. Da. 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 Sandy, ce vreau să te întreb? Referitor la performanță, pentru că ai văzut, tenisul este din ce în ce, întotdeauna a fost sportul alb și considerat, dar în ultima vreme, chiar și prin cazul că Simona a ajuns pe locul 2, multă lume are impresia că, bă, nu ar fi rău să dau copilul la tenis. Ceea ce e un lucru bun, că până la urmă sportul face bine. Dar așteptările pe care poți să le ai sau trebuie să le ai din partea, adică până ajungi acolo sus, e foarte departe. Chiar da. Și aici vreau să ne spui tu odată care sunt condițiile. Cineva spune odată că e important talentul. Un singur mare jucător de tenis care este încă în viață, care a fost și pe locul întâi mulți ani, spunea că el nu era talentat la tenis, dar a muncit foarte mult și acesta este Ivan Lendl. Toți ziceau, domnule, Bjorn Borg, bun, au talent, dar el a zis, domnule, eu nu, eu chiar nu știam tenis, dar eu stăteam de dimineața până seara. Am învățat să dau în minge, zice, nu că știam eu și îmi venea mie, nu, mie mi-a spus, faci așa și așa am făcut. Și am muncit până a ajuns pe locul întâi. Deci el a spart bariera asta că trebuie să ai talent, zice, eu chiar nu sunt talentat la tenis. Bun, dar mai greu așa ceva ca Ivan Lendl. El avea și o ambiție fantastică. Totul începe de la deprinderea, de la formarea automatismelor. Cum se formează? Prin repetări, înțelegi? Și un alt exemplu pot să-ți dau, care, așa să nu zic că la sex semăna cu mine, este un jucător care acum are 40 și ceva de ani, austriac, Thomas Muster. Thomas Muster, da, cum? Stângaciu. Înțelegi? Chiar seamănă cu tine. Vezi? Multă lume mi-a spus, bă, tu... Că seamănă cu tine, Thomas da, Muster. Da. El a avut probleme la un genunchi și se antrena, deci pe scaun, înțelegi? Ca să nu-și piardă din antrenament, el era în scaun și își antrena lovitura de pe partea stângă, adică dreapta, cum vrei, fiind stânga sau lovitura de pe scaun. Așa. Acum, revenind la Ivan Lendl. Ivan Lendl a fost un profesionist în ceea ce... cu răbdare. Înțelegi? Exact cum are Monica Niculescu răbdare și te toacă cu slice-ul de pe partea dreaptă. Ai văzut ce se întâmplă. Și întotdeauna jucătoarea, aoleu, jucăm cu Monica, oare cum o să lovească? Toate își pun problema asta. Lendl a fost și cu răbdare. Drept dovadă, el a fost o perioadă antrenorul lui Andy Murray, acum este Amelie Mauresmo, pe care mulți prieteni zice, bă, dar cum e aia? Da, mă. Deci Amelie Mauresmo, chiar că dacă este lesbian, nu are niciun fel de problemă, treaba asta, antrenoratul este una, asta e, ei, Martina, orientările ei, Martina, da, exact, Navratilova, Billie Jean King, da. Și ea, și-o fost, și n-are da. Asta nu este non-pedică, nu suntem, asta este, nu? Deci, Sandy, întâi, omul trebuie să recunoască, domnule, face de plăcere sau vrea să fac performanță? Dacă vrei să faci performanță, trebuie să te pregătești odată cu sufletul, apoi cu mulți bani. Așa. Marea majoritate vin de plăcere, nu prea am întâlnit, să știi, domnule, copilul meu vrea să facă performanță. Am întâlnit, eu după o lună de zile, așa consider că este elegant, adică părinții se le... Domnule, copilul este... Nu mi s-a întâmplat să am copii care sunt nedisciplinați, indisciplinați. Am metode în care să-i... Nu, dar îți dai seama dacă are rost să-i înăstească. Da, și atunci eu le spun, domnule, nu vă supărați, dacă se poate, orientală. Nu, domnule, le place ordonat la anumită oră, sub îndrumarea unui antrenor calificat, este bine, de două ori pe săptămână, e acolo, copilul îi place, eu le mai dau câte o mică atenție, îți dai seama. Da, îți dai seama imediat dacă mare. Este într-adevăr un talent sau nu. Da, cum? Imediat să vedem. Care cel mai mult, cum să spun eu, ce ai genetic, mă înțeleg, ce ai moștenit, îndemânarea, mă înțelegi, deci asta este de la, de acolo, de la mămica. Bun, dar și mai trebuie, foarte important, și aici vezi, când ajungi la un turneu, e vorba de mentalitate, atitudine. Asta este,
Asta este. Mentalitate și... Unde se face diferența? Că toți sunt egali acolo. Înțelegi? De exemplu, locul 1 cu locul 100 sau 100. Este da. Numai pe hârtie. Înțelegi? În teren... momentul când vii pe teren, să știi că datele, probleme nu sunt mai așa. Chiar așa. Se schimbă complet și mai ales pe iarbă. Știi? Suprafață rapidă. Da. Nu știu dacă ai văzut acolo, chiar la Wimbledon, o grămadă de favorite sau favorite mai puțin. Da. Favorite. Da. Au fost eliminate în primele tururi. Da. Păi uite, îmi spun eu Berti, mă înțelegi, 3-0, mă, 3-0, mă înțelegi, hai, 3-1, 3-2, bă, dar 3-0, mă, Gilles Simon, mă înțelegi? Sau, de exemplu, eu m-am așteptat, l-am urmărit pe Gasquet, înțelegi, care lumea spune că este jucător de jucător, jucător complet, domnule, da. Deșerii și Gasquet, așa, cu, ai văzut ce a făcut la Wawrinka. Dar ăla înainte, de s-a supărat ăla de n-a mai dat un game în minge. Da, da, da. Ai văzut? Ăsta este jocul și sunt momente de vârf, înțelegi? Așa și Simona, nu știu, nu-i cunosc, cred că staful care e acolo, înțelegi, probabil pleacă de aici, vrea prea mult, eu nu știu. Am auzit că datorită faptului că a încercat să lovească mai tare mingea, a greșit sau din ăsta. Păi stai, domnule, nu fac acum în experimente. Experimente. Ea, cred că știe, nu trebuie să-i spunem noi, înțelegi? Nu poate lovi mai tare decât la niciuna dintre jucătoare, la ora actuală, nu poate lovi mai tare decât tu și, înțelegi, decât Serena Williams. Nu, clar. Nu. Mai iute, hai, e cu totul altceva. Dar mai nu se poate. Da, hai să le spunem telespectatorilor o curiozitate, așa pe final. De ce se schimbă mingile după fiecare serv? Adică se uzează. Plasă. Se uzează. Păi, bun, și după aceea mingea aia nu se mai aia pune în joc. Vedere. Deci ea aruncă și dă serva în plasă. Da. Scoate alta din buzunar. Nu poate să servească cu aceeași minge. Nu, păi n-are cum să zic, nu mai umpli după cealaltă minge. Mingele se dau, ai văzut, din trei mingi, înțelegi, alege două mingi, da? Una o bagă în buzunar sau ăsta și una în mână, că normal este mai dificil să servești cu două mingi în mână, înțelegi? N-ai control la sub, o minge, așa învăț eu pe toți. Dom'le, ai coșul cu minge aici, o singură, nu două, mai sunt unii, ce faci, mă? Nu, cu două mingi, nu. O singură minge. Și el acolo se uită, sau ea se uită la minge, și care îi se pare că este normal mingea care nu este așa uzată, că datorită frecării cu racordajul, cu iarba, dar mai ales cu zgura, e mai puful ăla, știi, care e pe mine, se mai deteriorează un pic, știi? Asta să și alege. Și foarte important puful ăla de pe... Cum să nu? Păi, dar n-ai văzut, că el îți face semn. Deci în momentul când sunt mingi noi, ridici, așa, este elegant, știi? Și spui că sunt mingi noi. Da, ridici mâna cu racheta, adică cu mingea și vezi, adică atenționezi, deși ăla știe. Înțelegi? Da, sunt mingi noi. Păi da, cum să nu? Merge altfel. Altcumva. Pentru noi, amatori este... Abia, nu vorbim pentru amator. Pentru amator cu mingi noi, nu, știi de ce? N-ai control asupra lor, știi cum zboară, ca rachetele, este greu. Deci eu, mingi mai, de-asta sunt două feluri de mingi, adică mingi de antrenament, în care să nu sară, să poți să folosești. Dar turneu îți trebuie... Numai din astea prozoriale, astea trebuie să sară în cap acolo, e altceva. Deci nu merge. Păi nu poți să joci cu mingi uzate, ce faci? Te faci de minune. Nu mergi. Și prețul unei mingi noi e pe măsură. Adică noi mingi de turneu. La asta se joacă și la noi mai sunt, că pe vremea când am început eu sau din asta, Dan Lupu și Schlesingerul erau foarte uzitate, astea două mărci, și erau vestitele chinezești aeroplane și pionieri, dar alea se le lua nici nu săreau, dai seama, de la sol săreau 20-30 de țari. Acum cu ce se joacă? Acum cu Danu, bine, Danu. Sunt multe mii, sunt și Wilson, turnaie, sunt cu ce Danu. Se joacă? Cele mai tari sunt Treton, alea chiar că în viața mea n-am găsit nici mai tari decât Treton, mă înțelegi? Da. În cap în sara, alea n-ai un control, cum un pic, cu astfel de mine se joacă în turnee. Poftim? Cu astfel de mine se joacă în turnee. Mai puțin. Acum are și turnee cu Wimbledon? De exemplu, Schlesinger sunt mingile, da, și asta la Roland Garros e Dunlop. Am înțeles, deci tot ele au rămas. Tot. Dar un set de mingi Dunlop costă, da. Nu? Da, acum nu e, mingile să știi că nu sunt așa, echipamentul sunt... probleme. Da, mă, dar câte mingi folosesc că ești toate noi. O roabă de mingi trebuie. Sigur, că azi le folosești după turneu, mingile se rămân la club, mă înțelegi? Și acolo dau antrenamente. Le împarte pentru antrenament, sunt foarte bune. Dar se cumpără special pentru... Da, da. Sunt mingi care le poți cumpăra, sigur. Da.
Sandy, mulțumim tare mult. Sandy, mersi și te așteptăm pe la noi. Bine. Rămâi alături de noi, pentru că avem o prezentare de modă, să ne spui dacă fetele ar fi potrivite să joace tenis. Corect. După publicitate.